Bună seara și bine v-am regăsit la UMFST Live. Discutăm azi despre Ziua Europeană a Limbilor, sărbătorită începând cu anul 2001, pe data de 26 septembrie. În această zi, în fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei, se celebrează multitudinea lingvistică și culturală. Îl avem ca invitat pe Daniel Radui, organizatorul local al acestui eveniment. Daniel este profesor de limba franceză la Colegiul Agricol Traian Săvulescu, fiind un dascăl cu experiență de metodist, inspector școlar, mentor și evaluator de elfă. Bine ai venit, Daniel! Bună seara, bine v-am găsit, salut audiența și studenții UMFST. Pentru început, aș dori să te întreb dacă, în opinia ta, învățarea limbilor străine și multilingvismul în epoca contemporană constituie o oportunitate sau o necesitate? Se spune că cu cât știi mai multe limbi străine, cu atât ești un om mai dezvoltat. O limbă străină nu înseamnă doar să comunici. O limbă străină înseamnă să ai cheia pentru o nouă cultură, o nouă civilizație, o nouă bibliotecă. O bibliotecă care, dacă nu cunoști limba, îți va rămâne inaccesibilă. În ziua de astăzi, cred că pot să spun că este un handicap să nu cunoști două, trei limbi străine, în afară de cea maternă. La nivel A2, la nivel de comunicare, la nivel mai complex, nivel B1, B2 sau chiar spre C, oricând o limbă străină este utilă pentru toți cei care reușesc să o stăpânească și să o folosească. Aș dori să reamintesc aici că, începând cu anul acesta academic, și oferta educațională a universității noastre vine în sensul stimulării plurilingvismului și înțelegerii interculturale prin promovarea studierii mai multor limbi străine. Ești chiar tu masterand al programului de traduceri multimodale. Da, m-am bucurat enorm când am fost admis la masterat. Pentru mine este o prioritate dezvoltarea profesională, avansarea în carieră sau perfecționarea în anumite domenii. Iar masteratul propus de UMFST, pot să zic că îmi vine în mănușă pentru a valorifica traducerile, a valorifica noutățile și din domeniul traducerilor și din cel metodic la clasă cu elevii. Revenind la Ziua Europeană a Limbilor, aș dori să ne spui când s-a sărbătorit pentru prima dată în Târgu Mureș. Au trecut ceva ani. În 2012 am luat hotărârea de a ne înscrie și noi, cei din județul Mureș, adică profesorii, să ne înscriem în calendarul activităților europene propuse de Comisia Europeană pentru a sărbători această zi deosebită, adică 26 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor. A fost o decizie pe care nu o vom regreta niciodată, mai ales că am făcut o echipă foarte bună de-a lungul timpului și s-au implicat din ce în ce mai mulți profesori și elevi. Simțeam nevoia să fie ceva nou, să le dăm posibilitatea și elevilor noștri să participe, să se implice în activități de acest gen, pentru că știm foarte bine că unii elevi sunt buni la matematică, alții la română, alții la limbi străine și uneori nu sunt pe deplin valorizați.
Iar orice activitate de acest gen ridică practic o minge la fileu pentru participanți. Știu că la Mureș această activitate se numește ușor diferit și anume tehnologia Zilei Europene a Limbilor. Care este explicația pentru această situație? Da, în 2012, vă spuneam, am luat această hotărâre de a ne implica în sărbătorirea Zilei Europene a Limbilor și având în vedere că cei mai mulți profesori și colegi proveneam de la licee tehnologice, ne-am gândit să aplicăm, să mulăm acest eveniment pe specificul liceelor noastre și ne-am gândit și la un nume de proiect, de aceea va fi și este tehnologia Zilei Europene a Limbilor și ne-am lansat nouă o provocare, cum să fabricăm, care ar fi tehnologia, care ar fi modalitatea de a fabrica acest eveniment. Și am decis că ar fi numele cel mai potrivit, pentru că nu este un eveniment ușor de organizat, este un eveniment și a devenit un eveniment de anvergură, iar echipa a lucrat foarte bine și fiecare a avut stabilite diverse sarcini în această organizare. Deci este un proces complex, tehnologic, să zicem. Da, și totuși, purtând această denumire, cred că nu exclude nu participarea liceelor netehnologice la acest eveniment. Bineînțeles. Noi am făcut un pas calculat pentru a nu avea prea mari dificultăți. În sensul că în primele ediții ale activității am implicat doar elevi de la licee tehnologice, pentru că profesorii lor făceau parte din grupul de organizare a activității. Pe parcurs, datorită solicitărilor colegilor cu care colaborăm foarte bine, de la colegii naționale, de la licee teoretice, atât din Târgu Mureș, cât și din județ și apoi din țară, deci datorită solicitărilor lor, am acceptat provocarea de a organiza și o secțiune pentru licee teoretice. Pentru noi a fost un efort în plus, însă, din fericire, am reușit să-l organizăm, zic eu, foarte bine. Elevii au fost mulțumiți, au apreciat activitatea, s-au întors întotdeauna foarte, foarte satisfăcuți de la activitate, la fel și profesorii, astfel încât am ajuns în fața unei noi provocări. Deocamdată nu i-am dat curs, însă ne gândim serios la ea, să organizăm această activitate și pentru elevii de gimnaziu. Vom vedea, sperăm să depășim și obstacolele actuale din societate și să putem avea o secțiune și pentru gimnaziu. Și poate să o extindem chiar spre studenți. O să discutăm imediat despre acest aspect. Aș vrea să-mi spui care sunt limbile în care se desfășoară la Târgu Mureș Ziua Europeană a Limbilor și ce presupune mai exact. Da. Noi am dorit să oferim o egalitate de șanse tuturor, însă am fost puțin restricționați de faptul că în licee un elev studiază practic două limbi străine. Limba 1, limba 2, limba 1 în general engleză și limba 2 fie franceză, fie germană sau italiană sau spaniolă. Deoarece majoritatea profesorilor care ne-am ocupat de acest eveniment predau limba franceză și limba engleză,
am stabilit că vom marșa în special pe aceste două limbi, însă pe lângă concursul propriu-zis în limbile engleză și franceză pe o anumită tematică, noi am desfășurat și multe ateliere de lucru simultan cu acest concurs propriu-zis, în care s-au putut valorifica și exprimări în alte limbi străine, pe lângă franceza și engleza. Ce alte activități organizează profesorii de limbi moderne din județ? Profesorii de limbi moderne sunt foarte activi. Am spus-o tot timpul. Ei sunt un vârf de lance într-o unitate de învățământ. Ei sunt cei care trebuie să mijlocească relațiile în diversele parteneriate ale unei școli cu școli din afară. Deci, întotdeauna un profesor de limbi este bine a fi integrat într-o echipă de scriere de proiecte care vor fi depuse către Socrates sau alte agenții. În județ, profesorii noștri de limbi moderne desfășoară multe activități. Eu pot să mă refer mai mult la cele în limba franceză, însă și în engleză sunt foarte multe. La limba franceză se apropie cu pași repezi Boule de Neige. Boule de Neige, o activitate organizată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, sărbătorilor de iarnă. Înainte era Winter Festival d'Hiver. Acum, nu știu, poate pentru mai multă autonomie s-au separat Winter Festival și Boule de Neige. Nu știu, poate nu ajungea timpul pentru atâtea momente artistice să nu pară foarte lung acel program, dar sunt două activități foarte reușite, cele două, Boule de Neige și Winter Festival. Urmează apoi francofonia tradițional organizată în luna martie, în jurul datei de 20, un festival al francofoniei, un festival județean, la care participă școli din tot județul și unde sala teatrului Ariel a fost întotdeauna plină, la fel cum sala Teatrului Național a fost și ea plină în momentele în care se desfășura acolo această francofonie. După aceea urmează Hai cu noi, un eveniment organizat de Institutul Francez, o provocare pentru elevi de a compune haikuri, celebrele haikuri japoneze, acele poezioare, dar și o oportunitate de a organiza o degustare de produse franțuzești sau de realizarea unor desene, picturi pe tema haikului scris de aceștia. Apoi urmează cronologic, din câte mi-amintesc, Chanson sur Seine, undeva prin luna mai, un festival de muzică, de interpretare a celor mai recente melodii de pe piața muzicală franceză și francofonă, cu finala la Baia Mare. Merită să amintim și de Oui, je parle français en primaire, un program desfășurat tot de Institutul Francez din Cluj, de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, un program în care colegi de-ai mei, profesori de limba franceză,
pregătesc diverse activități pe care le desfășoară cu elevii de clasele primare în vederea sensibilizării și facilității acestora pentru studierea limbii franceze, din clasa 5-a, spre exemplu. Sunt multe activități, ne bucurăm că sunt activi colegii mei și colegii de limba engleză și colegii de limba germană, iar evenimentul care ne unește este într-adevăr această zi europeană a limbilor, ajunsă undeva la ediția 8-a, care sperăm să aibă viață lungă și de aici mai departe. Probabil că va avea, pentru că eu personal am constatat că e un eveniment din ce în ce mai mediatizat. Pot spune care e anvergura la nivel național? Am început cu câteva echipaje, pentru că participarea la eveniment este sub formă de echipaje formate din 5 elevi la secțiunea face-to-face, câteva echipaje la început din licee tehnologice, 5-6 licee tehnologice, urmând apoi să se alăture și alte licee tehnologice din Reghin, din Târnăveni, din Sighișoara, mai apoi adăugându-se liceele teoretice, pentru ca să trecem de la fază de concurs extrașcolar, pentru că este un concurs extrașcolar, de la faza de concurs extrașcolar județean, la faza de concurs extrașcolar regional, pentru că am avut participanți și din Mediaș, din Alba Iulia, din Cluj, din Bistrița, și apoi la un nivel național, avem deja două ediții de concurs național prevăzut în calendarul activităților naționale, CAEN, la care au participat, cred că 78 de elevi din toată țara, a fost cea mai mare participare, bineînțeles, și cu ajutorul secțiunii online, pentru că la activitate mai nou se poate participa și online, promovând o temă propusă anual de către organizatori. Temele au fost diverse. Dacă îmi dați voi, o să fac o mică retrospectivă a ultimelor 4, 5, 6 ediții ale Zelului, pentru că la nivel național acel logo, acel brand al Zilei Europene a Limbilor este Zel. A fost, spre exemplu, ca temă gastronomia europeană, o temă care a atras foarte mult. Aici vă puteți imagina rețete de mâncări, rețete culinare din foarte, foarte multe țări ale Europei, nu doar din Franța, nu doar din Marea Britanie, din Belgia, din Olanda, din Italia, cu rețete prezentate și susținute în fața audienței, iar acolo unde nu a fost cazul, nu a fost posibilitatea de a fi degustate, s-au proiectat pe videoproiector cum arată acele lepla, acele bunătățuri europene. În alt an a fost, spre exemplu, savanți europeni. Am descoperit știința din Europa pe savanți. Le-au prezentat operele, i-au promovat. În alt an au fost ca temă personaje legendare, mituri, legende europene. O temă deosebită în care
pe lângă faptul că s-au prezentat acele mituri, acele legende, cu filmulețe deosebite, echipa organizatoare chiar a fost costumată în acele, în acele personaje europene istorice, spre exemplu, chiar eu am fost costumat în Arthur, regele Arthur. Da. Deci au fost o serie de ediții, spun eu, reușite, cu teme diverse, muzică, teatru, cinema, a fost una dintre ultimele teme propuse, de care mi-amintesc acum. Ca să anticipez puțin întrebarea următoare, ți-aș aminti că într-unul dintre ani am implicat și studenții și aspectul cel mai apreciat din feedback-urile pe care le-am avut eu a fost aspectul culinar, deși și la acea ediție s-a mizat mult pe fapte lingvistice, culturale, aspectul culinar a fost cel care a fost cel mai seducător pentru participanți. Te-aș întreba ce anume atrage cel mai mult la aceste activități? Competiția. Întotdeauna competiția pentru elevii, nu doar de liceu, ci și mai mici, ca vârstă, a fost o motivație care a dat energie. Colaborarea în echipă, în echipa de 4 sau 5 elevi, dorința de a arăta mai mult decât știu ei, decât pot, dorința de a fi pe primele locuri, a fost energia de care am avut nevoie și pe care am valorificat-o în organizarea activității. Elevii au fost atrași de asemenea de mișcare, mișcare în atelier. Atelierele noastre de lucru nu au fost statice, au fost foarte dinamice, în sensul că au trebuit să construiască, spre exemplu, o probă, vă dau exemplu, construirea turnului Eiffel din pahare de unică folosință. Deci cel care realizea mai multe etaje, acela câștiga atelierul. Aveau, bineînțeles, un timp limită de realizare. Un alt atelier a fost Le Jeu de Loi. Este acel piticot francez în care pe căsuțele respective erau diverse provocări adresate echipei. Se dădea cu zarul, iar dacă ajungea, nu știu, la o căsuță care cerea un sinonim pentru mezon, ei trebuiau să dea un sinonim pentru mezon sau să traducă acel mezon în engleză. Deci erau diverse provocări. Un alt atelier a fost cel de traduceri, de traduceri directe din franceză în engleză sau invers. Un alt atelier a fost cel de recunoaște melodia. Se asculta în cască melodia și trebuia să se recunoască cântărețul și numele melodiei. Deci au fost foarte, foarte variate aceste ateliere, desene pe asfalt, mimică, mimă. O echipă trebuia să mimeze un cuvânt, iar cineva din echipa lui să spună în limba franceză sau engleză care este acel cuvânt. Sau recunoaște personajul. Avea în spate o tabliță cu un personaj desenat și trebuia să răspundă la întrebări. Cine este? Să spunem că este vorba de Napoleon. Trebuia să dea indicii pentru ca acea echipă să recunoască despre cine este vorba. Deci aceste ateliere, uneori chiar foarte multe, 11 la număr, într-o ediție mi-amintesc că au fost 11 ateliere acum vreo 2 ani, au necesitat o logistică care să funcționeze foarte bine și am făcut-o. Au reușit toate echipajele să treacă prin toate atelierele, în timp ce în paralel se desfășura concursul propriu-zis cu acele întrebări, 50 de întrebări de
cultură generală și 25 de întrebări de cultură, 25 de întrebări pe o temă, tema din anul respectiv. Pentru că ai vorbit mai devreme de competiție, sunt curioasă dacă ați oferit și premii participanților sau măcar câștigătorilor la diversele ateliere. Nu puteam să organizăm ceva de nivel național și să venim cu mâna goală. Elevii și profesorii au fost primiți nu doar cu sufletul și cu inima deschisă, ci și cu premii atractive atât pentru locurile 1, 2, 3 și mențiuni, cât și pentru toți participanții. Vreau să spun că în nicio ediție vreun participant, la cel puțin la secțiunea face-to-face, nu s-a întors cu mâna goală de la activitate. Și aceasta pentru că am avut alături de noi oameni minunați, oameni care au înțeles că acest concurs trebuie să motiveze elevul, trebuie să îl facă să se exprime, să-i dea curajul, pentru că la clasă poate avea emoții. La clasă poate suferi un blocaj de exprimare, mai ales într-o limbă străină. Iar dacă îl scoți din mediul acela, din clasă, foarte strict uneori, foarte rigid, pentru că profesorii pot fi de multe feluri, dacă îl scoți din acel mediu și îl pui într-un mediu mai relaxat, într-un mediu de echipă, într-un mediu în care el se simte bine, pentru că înainte de concurs au fost niște preselecții și au dorit să participe. Deci dacă îi dai această ocazie să se manifeste, el va produce și va avea un randament mult mai mare. Și noi asta urmărim. Vrem să nu mai aibă trac, să vorbească în limba străină, chiar dacă o face cu greșeli uneori. Important este să se exprime, să înceapă să gândească în engleză, să gândească în franceză. Iar acest lucru, v-am spus că a fost posibil și cu înțelegerea domnilor directori de la școlile participante, cu sprijinul diversilor actori culturali, să zicem, din Târgu Mureș, cum a fost Teatrul Ariel, Teatru Național, care ne-a oferit sălile lor deosebite pentru a organiza diversele activități, mă refer și la altele, nu doar la Ziua Europeană a Limbilor. Am avut alături partenerul principal, Primăria Târgu Mureș, și țin să mulțumesc pe această cale pentru implicare și pentru susținerea materială pentru premiile acordate elevilor. Alături de Selgros sau partenerii media, cum au fost Zi de Zi, Cuvântul Liber, TTM, Flash sau City TV, sau alți parteneri implicați de data asta la fața locului, cum ar fi Asociația Procaț a Colegiului Agricol Traian Săbulescu, prin formatorii ei care au organizat unele dintre ateliere, sau Barbarossa, Samba Group, pentru că vreau să știți că orice concurs provoacă anumite emoții, iar noi, ca organizatori, ne-am gândit să îi facem pe participanți să uite uneori de emoții sau să ia o gură de oxigen, să respire. Și asta am făcut-o printr-un program artistic, întotdeauna, care era presărat în momente cheie, momente de schimbare a probei scrise sau de terminarea probei scrise și începerea probei orale sau de schimbarea unui atelier. Ei, în anumite momente am avut nevoie de artiști, iar artiștii au venit, au răspuns pozitiv la apel. Artiștii au fost, nici nu vă vine să credeți cât de mulți elevi talentați avem în școlile noastre
și elevi care au venit la AZEL, au venit la francofonie, la alte activități, să-i susțină pe colegii lor sau chiar ei să participe la concurs și pe lângă aceasta să prezinte un moment artistic. Deci spuneam că Barbarossa Samba Group a fost un partener care timp de mai multe ediții ne-au susținut în desfășurarea activităților. Știm că globalizarea, mobilitatea și tipurile de afaceri fac ca cetățenii să aibă nevoie de competențe lingvistice străine pentru a lucra eficient, iar capacitatea de a comunica în mai multe limbi practic face parte din competențele esențiale pe piața muncii. Și vis-a-vis de sprijinul de care vorbeai anterior, pe care l-ai avut de la diverse societăți, aș dori să te întreb dacă în organizarea acestui eveniment ați beneficiat și de sprijinul unor parteneri din lumea afacerilor. Din lumea afacerilor am colaborat bine cu Selgros, de exemplu, și cu Flash. Flash, care au fost alături de noi, atât fizic, prin reprezentanții săi francezi, cât și prin diverse lucruri pe care ni le-au facilitat și necesare în organizarea activităților. Tot din lumea afacerii, aș zic eu, pentru că acum și librările de cursuri și de educație sunt o afacere, Institutul Francez ne-a ajutat în permanență, oferindu-ne, spre exemplu, înscrieri gratuite la Mediateca din Cluj, care au prins foarte bine echipajelor venite din zonă, din Cluj, din Turda, chiar din Bistrița și, de ce nu, și de la noi. Și ne-au mai oferit înscrieri la examenul de DELF pentru diploma de studii în limba franceză, o diplomă recunoscută la nivel internațional și valabilă pe viață. O diplomă care poate fi valorificată începând de la școală, continuând cu examenele de admitere la profilele bilingv în liceu, continuând apoi cu examenul de bacalaureat, proba C, deci o diplomă recunoscută, elevii nemai fiind nevoiți să dea o probă de la bacalaureat dacă au această diplomă. Și până la condiții impuse de facultăți, de programe din străinătate, programe de studiu, care își cer un anumit nivel de competență dovedit prin această diplomă. Aș fi curioasă, într-un an școlar aparte, cum este cel pe care l-am început recent, cum s-a desfășurat Ziua Europeană a Limbilor? Ei, în 2020, suntem astăzi spre sfârșitul lunii septembrie. Am mai fi avut o săptămână până la desfășurarea din 5 octombrie sau 4 octombrie planificată, în momentul în care am aplicat pentru înscrierea acestei activități în calendare, în calendarele educative. Din păcate, ordinul Ministerului Educației a fost că în acest an, din cauza pandemiei, din cauza problemelor cu COVID, se anulează toate concursurile naționale și regionale. Pentru noi a fost trist, a fost o lovitură puternică, nu doar pentru noi organizatori, ci și pentru elevi, care, începând cu primul clopoțel din 14 septembrie, deja ne-au întrebat când va fi ZEL-ul, unde se va organiza, care tema,
Deci ei erau deja obișnuiți ca în această perioadă să se pregătească pentru concurs, pentru activități. Ei, din păcate, a trebuit să le dăm vestea tristă că anul acesta nu putem să organizăm acel concurs. Însă, Ziua Europeană a Limbilor continuă și sub altă formă. Profesorii la clasă vorbesc despre ce înseamnă o limbă străină, vorbesc despre importanța ei, despre ce șanse extraordinare oferă cunoașterea mai multor limbi de circulație europeană și, de ce nu, le spun, uite cum a fost în edițiile anterioare de ZEL, așa va fi și anul viitor, pregătește-te, pentru că ediția de anul acesta s-a anulat, dar o vom face anul viitor folosind acele teme propuse pentru 2020. Tema va fi și pentru 2021 muzica, teatru, cinema, cinematograful european. Deci, practic, nu ne rămâne decât să sperăm într-un ZEL 2021 mai fructuos decât cel de anul acesta. Noi ne pregătim cu ZEL pentru ZEL în fiecare an și pentru fiecare activitate și sperăm să trecem cât mai repede peste problemele sanitare de anul acesta și să revenim la normal. Aș dori să mai spun că, având un număr tot mai mare de studenți străini, și orașul Târgu Mureș este din ce în ce mai plurilingv, iar universitatea marchează acest multiculturalism printr-un eveniment organizat în prima parte a lunii noiembrie, numit Nations Day. Și mă gândesc că în cadrul acordului de colaborare care există deja între universitate și inspectoratul școlar, ar fi oportun să concepem o serie de activități comune între universitate și licee cu ocazia acestei zile. Noi am discutat deja, nu, despre promovarea limbii franceze în rândul elevilor prin mărturiile studentelor care au beneficiat deja de o mobilitate Erasmus în Franța și care au avut ocazia să conștientizeze, practic, necesitatea competențelor plurilingve și multiculturale. Ce perspectivă întrevezi tu în acest sens? Nu odată am dat exemplu în clasă studenții și studentele de la UMFST care au fost în exterior, în diverse programe de studiu, pentru că pe parcursul întâlnirilor noastre, în timpul practicii pedagogice pe care au efectuat-o la Colegiul Agricol Traian Săpulescu, am discutat și despre învățământul în Franța, despre cum este acolo, care este viața de student și mărturisirile au fost foarte atractive și le-am dat mai departe elevilor de liceu. Eu sper să prindă la aceștia și să-și continue studiul și orientarea către UMFST, către secțiile de limbi moderne, de LMA, pentru dezvoltarea personală, pentru ceea ce oferă ca posibilitate această universitate. Colaborarea, bineînțeles, noi o vom duce mai departe și suntem deschiși ca și până acum, atât la nivelul elevilor și studenților, cât și a cadrelor didactice și mi-amintesc cu plăcere de workshop-urile desfășurate împreună cu elevi, profesori, studenți și profesori universitari pe teme metodice și consider că acestea sunt de viitor, aceste workshop-uri, și sunt benefice
pentru toți participanții. Daniel, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune și îți urez mult spor, multă baftă în promovarea limbilor străine în noul an școlar, care a început, așa cum am zis mai devreme, în condiții speciale. Mulțumesc și eu pentru invitație.